Wow. În legătură directă cu noi, domnul Cazimir Ionescu, cunoscut de o țară întreagă din decembrie 1989, o figură importantă a acelor evenimente. Bună seara, domnule Ionescu. Fost viceprim-ministru. Fost viceprim-ministru. Bună seara. Bună seara. Vă ascultăm, ați dorit ca să interveniți în direct să faceți o clarificare, vă rog. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Sper că se aude bine. Ascultați-mă, vă rog, doar în telefon. Închideți sunetul la televizor. Să dau sunetul mai încet la televizor. Închideți-l, vă rog. Am să îndrăznesc să încep cu o rugăminte respectoasă. Dacă voi face numai precizarea punctuală referitor la această afirmație absolut incredibilă a... era să spun securistului, a lui Montanu, o să se înțeleagă foarte puțin. Cred, eu am să vă dau niște puncte de reper și dacă dumneavoastră considerați că sunt interesante, ar fi bine să mă invitați personal. Vă rog. Am să încep prin a vă pune o întrebare la care nimeni nu a răspuns până acum. Lucrurile pe care vi le spun au fost scrise. Deci eu am scris peste 200 și ceva de pagini când mi-au fost furate numai manuscrise și documente. A știți că a fost un scandal de presă în 1990. Domnul Măgureanu a aranjat o descindere la mine acasă când eram încă membru al biroului permanent CPUNE și mi s-au luat numai documente, acte, poze, filme, niciun ban, niciun dolar, niciun nimic. Numai materiale scrise. Au fost atunci niște articole de presă, a fost o anchetă, am o pagină, o copie după începutul acelei anchete care a fost întreruptă în mod brutal, în care se scrie, aici nu s-a venit să se fure, aici a fost o operațiune tipică serviciilor. Dacă, dacă nu erați în filmul în care erau ei cu rușii și așa mai departe, atunci nu trebuia să fie probe. Vă rog. Să temiți, am despus și interpretat la sfârșit. Da? Apropo de filmul în care eram cu rușii, în 1985, când spune acest domn Montanu, o să vă spun dacă îmi lăsați o paranteză de 30 secunde și cine este domnul Montanu, de fapt, când acest domn Montanu spune că făceam parte din nu știu ce grup KGB, eu eram în surghiun la Bolintin Vale, după 6 ani de dosar de urmărire a securității, după o presiune extraordinară ca să devin informator, presiune de care n-am putut scăpa decât părăsindu-mi casa din Brașov și ducându-mă în Bolintin Vale, în organizare de șantier, unde, într-adevăr, securitatea nu m-a mai căutat pentru că eram în alt județ. M-a învățat la vremea respectivă un ofițer, tatăl unor copii vecini de-ai mei din Brașov. Eu eram în Brașov, pe strada Castelului, pe vremea, vă pot da mai multe amănunte dacă ne vedem pe liniște. Deci eu, în 1985, eram un inginer anonim în Bolintin Vale, fără niciun fel de relații cu nimeni din București, din țară, în surghiun. Domnule Cazimir Ionescu, opriți-vă puțin, vă rog. Opriți-vă puțin. O minciună gogonată, pentru nimeni... care l-am și anunțat okay. Că o să-l dau în judecată. Ok. Ascultați-mă puțin, vă rog. Nimeni nu spune spre dumneavoastră că erați în schema cu rușii. Nu afirma nimeni, nu crede nimeni. Știe toată lumea că dumneavoastră erați persecutat înainte de 1989. Și probabil faptul că dumneavoastră nu ați avut traiectoria pe care au avut-o alții din grupările KGB-iste e o dovadă în plus. Dar diferența între dumneavoastră și restul, sau nu restul, că erau mulți acolo, dumneavoastră și grupările oamenilor Moscovei aici, e una foarte mare, pe care cred că în momentul de față toată lumea o înțelege. Dumneavoastră erați persecutat, nu erați în grupările astea. Pot să vă spun cât era de mare? Cât? Era atât de... Vă ascult. Nu vă aud. Vă ascult. Nu vă mai aud. Pot să vă spun cât era de mare diferența? Diferența era atât de mare încât în momentul în care cei doi care m-au nominalizat și e foarte interesant acum, după 30 de ani, cu ce știm acum, cred că mulți dintre telespectatori, dar chiar și dumneavoastră, vor înțelege de ce m-au nominalizat pe mine în CFSN Mircea Dinescu și Caramitru. Eu nu cred că vă mai aduceați aminte. Eu n-am fost nominalizat de Iliescu. Eu nu eram și nu puteam să fiu pe lista lui Iliescu, fiindcă eu
cu câteva zile mai devreme, îi interzisesem lui Iliescu să intre în sala în care se făcea proclamația către țară, spunându-i, am hotărât că fără cei ca dumneavoastră, am dovada pe film înregistrat de Sârbu, da? Deci Iliescu, ultimul om pe care l-ar fi trecut pe această listă, eram eu. În momentul în care a apărut o situație absolut incredibilă, Iliescu a constatat că serviciile începuseră să lucreze și toți cei pe care el îi trecuse pe listă, Ana Blândia, Ana Mircea Dinescu, Caramitru, ăia, nu știu, din data de 22, toți s-au retras. S-au retras vreo 5-6. Ultimii 5-6 erau Mircea Dinescu și Caramitru, care după ce acceptase răstrângându-se în brațe, acum, după câteva zile, primiseră dispoziție să se retragă. Eu n-aveam de unde să știu. Auziți, domnul Cazimirănescu, e o poveste lungă. Din păcate, emisiunea noastră se termină imediat. Vă spun numai atât. Vă rog, am fost nominalizat de Caramitru ca să se ocupe locul și să se depășească un moment de criză. Așa am ajuns eu în această mare cacealma. Bun, poate detaliem în zilele următoare. Montanu, două vorbe despre Montanu. Nu mai avem timp, iertați-mă, nu mai avem timp. Vorbim într-o ocazie viitoare. Mulțumesc mult de tot.